Și bine v-am găsit la un nou infovideo pe acest canal. Ei bine, în acest videoclip aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că am strâns un număr de 200 de abonați. Este enorm pentru mine și vreau să vă mulțumesc fiecăruia, chiar în parte dacă e, vreau să vă mulțumesc pentru fiecare like și fiecare subscribe pe care mi l-ați acordat. Vă mulțumesc, fraților, vă promit eu că niciodată nu o să rămâneți fără content pe canalul meu. Niciodată, niciodată nu o să rămâneți fără content. O să mă străduiesc foarte mult pe viitor să mă axez și pe calitate și nu cantitate, cum am făcut și până acum. Și da, o să vină și upgrade-uri, probabil o să-mi iau placă video mult mai bună și o să putem să jucăm jocuri mai mari. Momentan sunt în stadiul ăla de începător pe YouTube, da, pot să mă numesc începător pe YouTube, dar nu o să mai fiu, eventual când o să cresc pe YouTube o să fac mult mai multe chestii, o să fac upgrade-uri majore și da, o să se vadă diferențele. Probabil chiar peste un an, doi, ceva de genul, probabil chiar o să mă pot numi YouTuber în toată firea. Bun, ce aș vrea să vă spun în acest videoclip? Păi, în primul rând să vă mulțumesc iarăși pentru suma de 200 de abonați. Sunt foarte fericit pentru chestia asta și aș vrea să vă spun că o să facem un Q&A. Când o să se desfășoare sâmbătă. Bun, hai să trecem la partea în care vorbim de Q&A. Vă rog frumos să nu puneți întrebări personale și nici să se repete întrebările, pentru că nu vreau să se repete întrebările, vreau să fie întrebări care n-au mai fost puse la niciun Q&A din urmă până acum, așa că dacă nu vă supărați, nu uitați să puneți întrebare la Q&A, pentru că pe mine mă ajută fiecare întrebare și probabil și pe voi să auziți răspunsurile la întrebările voastre. Nu vreau să repete întrebările, chiar deloc nu vreau să repete întrebările. Culmea culmilor e că fix colegii mei de la școală au repetat întrebările data trecută la Q&A-ul trecut, dar mă rog, deci nu vreau să repete întrebările, niciodată, nu se repetă întrebările, ok? Bun, deci da, fiecare persoană are dreptul la 5 întrebări. Fără întrebări personale, fără întrebări gen, nu știu, fără întrebări perverse, fără întrebări personale, să nu se repete întrebările și cam atâta, cred eu. Q&A-ul o să se desfășoare sâmbătă, atunci când... oh, shit. Skype. Întrebările o să se desfășoare mai pe sâmbătă, ceva gen. Probabil sâmbătă după amiază, pentru că dimineață filmez. Și da, să vedeți și voi cât de mult muncesc pentru YouTube. Deși voi nu prea vedeți, dar eu am 128 de videoclipuri depus pe YouTube în momentul de față, dacă dau pe local disc C. Uite aici, așa, mă rog. Mă rog, și da, aș vrea să anunț un lucru. Eu, păsirea de sample, să o leacă mai în urmă, gen... Eu am tentativa asta ca atunci când încep o serie să filmez, frate, să-i dau cu filmatul din prima zi, îi dau blană la filmat, deci dau cu filmatul de mă sparg. Și uite că mi-a răspuns cineva la comentariu, da, dar nu am avut timp în seria asta. Mă rog, bun, deci eu am tentativa asta să filmez din prima, așa, destul de multe episoade, astfel încât primul episod al lui HKMC a fost ceva gen, sau nu, nu, știți că voi, știți voi probabil că al doilea episod al lui Ursul cu Valori a fost din spawner, gen când am făcut spawnerul de zombie. Ei bine, ăla ar fi cam al 6-lea sau al 7-lea episod la mine. Și asta înseamnă că cam pe săptămâna viitoare îl vedeți pe ăla sau peste 2 săptămâni. Gen, da, or să apară mai des o leacă episoadele din Samp, că abia acum mi-am dat seama că trebuie să îi aștept și pe ceilalți, că ei nu filmează atât de mult. Eu pur și simplu i-am dat în blană, deci am o grămadă de episoade momentan și nu cred că o să mai filmez câteva zile ca să le pot pune. Și da, cam astea sunt noutățile, da, și nu uitați de întrebări la acest videoclip, vreau să văd o grămadă de întrebări, haideți fraților să atingem suma de 30 de întrebări, pentru că nu este imposibil la urma urmei. Suntem 202 pe canal în momentul de față, dar da, haideți că nu e imposibil să facem 30 de întrebări, 40 chiar.
Bun, sper să strângă și like-ul la acest episod, pentru că vreau să văd dacă vă place. Și da, cam asta am avut de spus în acest info-video. Noi ne revedem data viitoare, care s-ar putea să fie la un episod de SAMP. Până sâmbătă mai ies 3 zile. Nu, azi e miercuri. Da, e miercuri, deci... Următorul episod va fi probabil joi. Și următorul episod, probabil vineri, va fi din Don't Starve și Prec... Da, cred că da. Bun, cam asta am avut de spus în acest episod. Noi ne revedem data viitoare la un episod de SAMP și da. Vă salut pe toți, nu uitați de întrebări, like, comment, subscribe, salut!